FCSB a decis partida cu Hermannstadt în primele 20 de minute. Incursiunea lui Mann din banda dreaptă s-a soldat cu autogolul lui Dâlbea. Capitanul sibienilor marcase în poarta corectă în turul campionatului. Tot din flancul drept a pornit și faza celei de-a doua reușite. Benzar a centrat, iar Horaș a trecut în cont primul gol în tricou roșu-albastru. Hermannstadt a replicat repede, dar Dumitriu a ratat o ocazie mare. La poarta cealaltă, Tănase a driblat și portarul, dar nu a nimerit poarta. De patron, Bălgrădean a apărat impecabil și s-a opus la fiecare ocazie a sibienilor. Teixeira a închis tabela la 3-0, iar FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj.